Primăria Municipiului Călăraș anunță faptul că, începând cu data de 27 august 2019, se vor institui sensuri unice de circulație după cum urmează. Strada Dorobanți, tronsonul Cornișei București, se va circula pe sensul de mers Cornișei București. Strada Tudor Vladimirescu, tronsonul Cornișei București, se va circula pe sensul de mers București Cornișei. Strada Gheorghe Lazăr, tronsonul Cornișei București, se va circula pe sensul de mers Cornișei București. Strada Alexandru Sahia, tronsonul Progresul București, se va circula pe sensul de de mers București progresul Conducătorii auto sunt rugați să manifeste atenție sporită după data de 27 august și să respecte semnificația indicatoarelor rutiere